Bună ziua, bună ziua la toată lumea, dragii mei! Uitați, suntem aici la primărie. Haideți că vă arăt și primăria. Uitați! Zilele Aradului. O să venim înapoi să vă arăt mai bine. Mă duc cu mine, am aici în Părculeț, că nu știu ce zice că aici e mai frumos. Am fost, am plătit apa. Și Miriam a venit cu mine și am zis, haide să vă filmăm, dragilor. Să vedeți ce frumos, e cald și soare. De obicei noi doi venim, eu cu Miriam, cu frumoasa mea, fată. Vă mai arătăm orașul. De obicei, cam așa, după masă, seara, o să vină lume mai multă pe aici. La zilele Aradului mă gândesc, nu știu dacă vrea Maria să vină la roată sau este iară roată acolo la statuie, în fața teatrului. Nu uitați, nu-i mare lucru, Miriam. Trecem mai încolo. Nu știu pe unde să trecem, mai în față. Da, anul trecut era mult mai mult, dragilor, aici. Aici de undeva i-am luat roche la Margaret, anul trecut, cred că da. Au fost aici multe tarabe. Să mergem să vedem, dar cred că acum, după cum se vede, sunt mult mai puține. Veniți cu noi, dragilor. Pe unde trecem? Să vedeți cum e Părculețul, cum e plimbărica noastră. Tate era, uite, fix la colț, o trecere. Era o trecere, uite aici este o trecere. Iubita mea, vin mașinile una după alta, dragilor. Hai, da. Trecem pe trecerea asta. Așa, și după aia pe trecerea asta la altă. Vedeți ca să trecem în parc. Așa. Picnic. Ce e aici? Hai să coborăm să vedem ce e. Aici nu e parcul copiilor, în partea aia altă e parcul copiilor. O să vă arătăm, dragilor, ce ai scrie aici, bere, uite, din Cehia, pe unde vrei tu, tati, hai să vedem. Fata mea, aici e fain că e umbră, aici de seară, cred că vin, dragii noștri arădeni, și nu numai, și beau câte o bere, mănâncă mici, grătare. Acum că s-au urmărit pensiile, mamă, mamă, ce ne mai ospătăm, dragilor. Vezi câțiva oameni, foarte puțin, doi oameni acolo, care beau, mănânc ceva la masă. Da, sunt câteva gherete, dar nu. Acum nu-i aproape nimeni aici. Cred că anul trecut erau mai mulți, așa-i Miriam. Aici undeva, chiar unde mergem, erau cu rochii. Poate acum nu scoase afară. De seară sau sâmbătă? Da, de seară. Uite și topoganul ăsta e jos, nu-i umflat aici. Noi suntem acum, nu știu, cât e ora, Miriam? Nu știu, tati. Cred că e înainte de 12 dimineața. Cum v-am spus, am venit, am plătit apa, Miriam a zis, hai da, tati, că vin și eu cu tine. Numai mergem aici prin parc un pic, vedeți? Topoganul e jos, trebuie umflat. Arătăm și dumneavoastră, veniți cu noi, ceea ce frumos, aici e Palatul Filarmonicii, Palatul Cultural. Da, dragilor, e frumos. Mie cel mai mult îmi place aici, pe malul Mureșului.
E fain că stăm la umbră. O să ne așezăm și noi imediat un pic, Miriam, pe o bancă la umbră. Acum n-avem ce să luăm, tot e închis, tot e după masă. O să fie, dragilor. Noi totuși v-am arătat acum. Sper că vă bucurați, că vă arată așa pregătirile, uitați. De seară sunt convins că o să fie mult mai multă lume, o să fie deschise gheretele astea toate, să cumpărăm bunătăți. Da, păi anul trecut am fost după masă. Și anul ăsta o să fie. Vezi că toate găretele sunt închise, tati. Și asta e. Hai să stăm puțin la umbră. Găsește un scaun la umbră. Uite aici, nu vrei? Da, stăm 2 minute, iubita mea. Nu. Hai aici, uitați. Mă odihnesc aici cu Miriam. Puțin cu fata mea frumoasă. Ce o fi aici? Pleșcaviță, uitați, pizza, da, de seară, adică după masă. Ne-am sculat după băncuță, n-are rost să așteptăm, acolo după masă, cum am zis, până la 5-6. Pleșcavița, tă, pleșcavița sărbească, numai mâncare o să fie, uite aici cafeaua, și aici duble cafea, uitați. Deci noi am venit cu Miriam așa să vedem puțin ce e pe aici și trecem dincolo la parcul copiilor, scuzați-mă. De Miriam un pic pe hintă, aici ai unde se joacă adulții șah, uitați tablă de șah pe mese. Remi să mai joacă, cărți, table, da, e frumos, mie îmi place foarte mult malul Mureșului, dacă n-ar fi malul ăsta Mureșului, nu știu, sincer, nu mi-ar place Aradul, dar în parcul copilul, asta face tot farmecul Aradului, în primul rând. Bine, și... Arad, I love Arad. I love you, arăți că acolo inimioară, uitați, scrie. Asta e frumusețea perla Aradului, după părerea mea, și ștrandul. Dacă treceți podul dincolo de Mureș, ștrandul, e foarte fai pe aici, iubita mea, trecem. Da, și pe aici pot. Da, și pe acolo, nu, hai pe aici, nu, hai să ne urcăm să le arătăm la dragii noștri florile astea frumoase. Le-am mai arătat și altă dată, parcă erau mai frumoase atunci. Aici suntem pe faleză, nu se vede de aici, ba, se vede Mureșul. Uita așa, este de așa, vă arătăm Mureșul acolo puțin, dacă-l vedeți. Nu, te mai joci așa? Nu, nu știu, singur. Uitați piese de șah. E cald. E cald, da, e foarte cald. Mergem, uitați unde-s copiii ăia, acolo coborâm jos. Și acolo e parcul copiilor, dragilor. Uitați Mureșul. Doamne, n-am făcut baie în Mureș de nu știu câți ani, cred că. Când era Maria mică, vă povestesc, dragilor. Făceam baie, venea și Margori și Maria, bineînțeles, era Mureșul mai mic. Și am trecut Mureșul după o parte pe alta cu Maria mea. Avea, nu știu, 5 anișori, 4 anișori. Cam așa. Și aici, dragilor, coborâm în parcul copiilor. Deci asta e filarmonica de stat. Hai de iubita mea.
nici în părculeț, sunt câțiva copii, cum am zis, e prea devreme, acolo pe la 5, 6, 7, 8, mă gândesc că o fi plină lumea și în parcul ăsta copilor și dincolo, mai ales în parcul cu mâncăruri, cu băuturi, dragii mei. Nu prin nisip, Miriam, că te umbli de nisip în papuci. Nu, mergi pe topogan, mergi pe intră, unde vrei tu, uite cu fetița aia, mergi, urcă. Tati, mă leși în parcă. Bine, tată, bine, iubire. Unde vrei tu, tată? Eu stau la umbră și te aștept aici. Dar nu vreau nici unde e prea soare. Păi la umbră, uite, mergi în partea aia mea la umbră. E foarte cald și pentru e adevărat. Trebuie să uitați să-și iei sticla cu apă. O să intrăm și-ți iau o sticluță de apă. Aici e soare. Dar nu e soare. Nu e soare aici. Nu, stăm puțin jos. Ei, nu-i prea umbră aici, dar Miriam vrea aici. Ne-am sculat după bancă și mergem acasă. Nu, nu mai trecem pe la primărie, acum că am trecut de primărie, nu mai mergem înapoi. O să mergem către casă. Mamă, ce fain e aici la umbră. Mergem către casă. Adevărul că e foarte cald. Ce să facem? Asta e vara, trebuie să fie cald. E liniște, pace, Dumnezeu să o țină tot așa. După la farmacie să iau un sirop de tusă pentru Miriam. Dacă vrea, iau și o sticlă cu apă sau cu ce vrea ea. Și după aia mergem acasă. Uitați aici. Și am plecat de la Părculeț. Mergem să ieșim la Profi și la farmacie. Nu știu dacă intrăm la Profi, cum vrea Miriam. Nu la farmacie și după aia acasă. Am trecut pe partea asta, că e un pic mai umbră. Dragilor, sper că v-ați bucurat, că v-am luat cu noi. V-ați mai relaxat puțin cu noi împreună. E puțin cald, adică puțin mai mult cald, dar la umbră este bine, e convenabil. Deci am ajuns iar înapoi aici, în părculețul ăsta de la piața Avram Iancu. Aici pe colț e o farmacie, o să intru să iau sirop. Și nu știu, Miriam zice că nu vrea nici apă, nici înghețată, poate să mai gândește și ea. Și haideți cu noi, dragilor, nu-i nimic degeaba. Bine, acum oricum eu trebuia să vin să plătesc apa. No, pe ea săracă au crezut că găsim ceva pe aici, dar toate gheretele sunt la ora asta închise, nu-i nimeni. O să fie după masă, poate venim după masă, dacă nu în altă zi, cum vrea ea. Eu vin cu ea, numai să pot, dragilor. Deci aici pe colț, cum am zis, intru la farmacie și după aia
acasă pe jos, nici tramvaile, să fac lucrări, tăți acolo căluții ăia, nici ăia nu merg, măcar să se deie pe căluți, să fac reparații pe stradă, așa că de aici, din centru până la noi, numai pe jos avem, nici autobuz măcar nu este, dragilor. Să fac reparații pe ambele sensuri pe străzi și asta e situația. Bunul Dumnezeu înainte și o să fie bine, să ne rugăm să fie pace. Uite așa, aici o fi mese de seară, o fi fain aici, să știi, Miriam. Uitați aici cine are noroc, are să joace la loto. Cine aici o farmacie, uitați, Ivona Farm, pe corți intră aici să iau un sirop de tuse. Hai da, iubita mea, poți? După cum vedeți, am luat sirop de pătlagină la Miriam. Apă nu vrea, așa că mai avem puțin și ajungem acasă. Nu, îmi pare rău că n-a putut să deie măcar pe un căluț, pe ceva, sau să-i cumpăr ceva de aici. Asta e situația. Vă mulțumim că ați fost cu noi, dragilor. Îmbrățișăm, vă iubim și vă spunem la revedere, dragilor!